Răzvan Lucescu va merge doar la o echipă care se bate pentru trofee, dar nu în România. Primele care l-au căutat au fost refuzate. Fenerbahçe și AEK Atena sunt echipele care l-au vrut pe Răzvan Lucescu anul ăsta. Rapidiștii nici nu îndrăznesc să viseze, nici dacă vor promova. E țara mea, o iubesc, dar acum cred că aș face o greșeală pentru cariera mea să mă întorc. Răzvan Lucescu nu înțelege cum au ajuns să se împartă în două cele mai mari cluburi din România. Fotbalul românesc are nevoie de o Craiovă puternică. Una. Numai la noi se poate întâmpla așa ceva. Așa cum și la Steaua sunt două, nu? FCSB și Steaua. E incredibil. FCSB, Steaua, punct. Nu antrenorul e de vină la Națională, spune fostul selecționer Răzvan Lucescu. Nu văd un lider. Ne lipsește sau ne lipsesc liderii. Cu o națională ofensivă, Rădoi a ratat calificarea la Euro și a făcut 3 puncte din nou în duelurile pentru Mondial. Noi nu suntem niște luptători, noi nu ne ducem să cucerim. Noi întotdeauna ne-am dus așa, să supraviețuim.